Hello, hello și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am un clip foarte interesant, zic eu, pentru că este vorba despre beauty kit-ul de la Feel Unique. Este un fel de beauty box pe care îl poți cumpăra lunar de pe site-ul celor de la Feel Unique. Acest beauty box costă 12,99 lire și 3,99 lire transport. Nu este un abonament, așa că nu ești obligat să-l iei în fiecare lună dacă nu dorești acest lucru. Și după cum vă spuneam, costă 12,99 lire și 3,99 lire transportul, dar pentru acei 3,99 lire care îi dai pe transport, primești un cod de reducere și ți-i poți scădea din următoarea ta comandă. Deci la următoarea comandă poți să nu plătești transportul folosind acel cod de reducere de 3,99. Știu că site-ul Feel Unique livrează și în România. Am verificat acest lucru pe site, iar România este una din țările unde ei livrează. Iar ce mi se pare mie foarte interesant la acest beauty box, beauty kit, cum vreți voi să-i spuneți, este că ceea ce primești în pachet nu este o surpriză. Spun asta pentru că ai opțiunea de a-ți alege din anumite produse ceea ce tu vrei să primești în pachet. Iar dacă rămâneți cu mine până la final, veți vedea cam câți bani am economisit eu cu acest pachet, cât ar fi costat produsele cumpărate individual, iar eu am dat pe ele 12,99. 16,98 dacă pun și transport, dacă nu dorești să faci o altă comandă pe site-ul celor de la Feel Unique, și atunci prețul întreg al acestui pachet ar veni de 16,99. Înainte să încep, dacă vă place look-ul meu, am un clip în bara de descrieri, este făcut doar cu produse Essence, am testat produse Essence, așa că dacă te interesează, poți să mergi să vizualizezi și acel clip. Acesta este pachetelul meu. După cum vă spuneam, poți alege 5 produse. Eu mi-am ales produsele, mi-am ales ce am vrut eu, plus că primești acest beauty pouch, gentuță de cosmetice, cum vreți voi să-i spuneți, care mie îmi place foarte tare. Și voi deschide această cutiuță și voi scoate primul produs de aici. Primul produs iese de la Caudalie. Este vorba despre, am scos produsul greșit, este de la Caudalie, este vorba de tonerul lor purificant, Clear Skin Purifying Toner, are 50 de ml, vine în varianta de 50 de ml, iar eu am aici tableta cu site-ul celor de la Feel Unique și vă voi spune că varianta mare a acestui produs are 200 de ml și costă 18 lire, ceea ce înseamnă că acest produs ar costa 4 lire 50. Este un toner purifiant din ce spun ei aici, a făcut din 99% ingrediente de origine naturală, formula este testată sub control dermatologic, ce ne mai spune aici? Este infuzat cu acid salicilic, care știți că ajută foarte tare tenul gras. Are un efect exfoliant, elimină celulele moarte și deblochează porii. Spune că cu acest produs imperfecțiunile și excesul de ulei va fi vizibil redus, iar pielea va avea un balans ok. Eu sunt foarte mulțumită, am ajuns să iau acest pachet pentru că mă uitam după un toner. Am văzut că tonerul acesta costă 18 lire și m-am uitat eu la pachetul ăsta și mi s-a părut mie interesant, așa că l-am luat. Un al doilea produs ar fi tot de la Caudalie, are tot 50 de ml și este vorba de esența lor concentrată, Concentrated Brightening Essence, pentru toate tipurile de ten. După cum vă spuneam, are tot 50 de ml și să mi se încarce pagina.
Varianta mare a acestui produs are 100 de ml, deci este un picuț dublu față de 50 de ml și costă 22 de lire. Deci acest produs ar avea valoarea de 11 lire. Deja am depășit cu tonerul și cu asta am depășit bugetul, dar o să vedeți până la sfârșit cât am economisit. Acest produs mi l-am dorit foarte, foarte mult. Este pentru strălucirea pielii, este o esență pe care o folosești pe post de serum, aș zice eu, sau înaintea serumului de față. Și chiar sunt curioasă să folosesc acest produs și să văd efectele lui. Cel de-al treilea produs este de la Origins. Are 15 ml. Și este vorba despre serul lor anti-aging, Origin Plant Scription Anti-Aging Powering Serum. Varianta mare a acestui produs, l-am eu aici, are 48 de ml și costă 65 de lire. Ceea ce face ca valoarea acestui produs, mi-am trecut eu pe aici, să fie 20 de lire. Deci 20 de lire m-ar costa 15 ml din acest produs. Zic eu că am făcut o afacere foarte bună și pentru că semnele îmbătrânirii, liniile fine au început deja să apară. Am trecut de ceva timp de 30 de ani, așa că e timpul să folosesc produse anti-aging. Spune pe el că se poate folosi dimineața și seara. Și sunt foarte, foarte mulțumită că am pus acest produs în beauty kit-ul meu. Următorul produs, un produs care l-am văzut foarte tare lăudat pe YouTube. Nu am îndrăznit niciodată să dau banii pe el. Este vorba de All Nighter-ul de la Urban Decay. Long Lasting Makeup Setting Spray. Spray-ul de fixare, așa arată el. Are 15 ml. L-am văzut foarte, foarte lăudat pe canalul Laurei Mușuroaia. Și chiar îmi doream să încerc acest produs, doar că mi se părea destul de scumpicel. Varianta travel a acestui produs are 30 de ml și costă 12 lire, ceea ce înseamnă că acest produs costă 6 lire, pentru că are 15 ml, de jumătate din varianta travel. La fel mi se pare foarte ok pentru călătorit și de fapt toate aceste produse cred că sunt făcute în așa fel să putem călători cu ele, plus că mi se pare foarte o foarte bună investiție din punctul de vedere al prețurilor. Ne luăm niște produse destul de scumpe la un preț destul de accesibil. Și ultimul produs din acest beauty kit este The Real de la Benefit, mascara cu 94% volum, 90% curbare și 94% visible lifting, long wearing. Așa arată el. Are 3 ml. O să vă arăt și periuța acestui produs. Așa arată periuța produsului. După cum vă spuneam, are 3 ml, varianta full size al acestui produs are 8 ml, deci practic acesta are jumate din varianta full size. Mie mi se pare suficient încât să testezi produsul și să vezi dacă îți place. Iar varianta mini a acestui produs pe site-ul celor de la Feel Unique, adică exact aceasta, costă 12 lire. Acestea au fost cele 5 produse. V-am spus prețurile la fiecare cam cât ar costa, plus că primim acest pouch care este foarte bun pentru călătorit. Toate produsele sunt travel friendly. Iar valoarea acestor produse, am calculat eu aici, este de 53,81 lire. Deci atât m-ar fi costat pe mine produsele să le cumpăr separat, chiar și în varianta mini, pentru că multe dintre ele sunt disponibile în varianta mini. M-ar fi costat 53 de lire, iar eu am dat 16,98 lire, în condițiile în care 3,99 lire pot să le iau înapoi folosindu-le la cod de reducere pentru transport la o altă comandă pe site-ul celor de la Feel Unique.
Scăzând cei 16 lire 99, spun că nu mă interesează să mai iau alte produse și plătesc valoarea aceasta de 16 lire. Tot am economisit 36 de lire 82, adică 37 de lire. Mi-am cumpărat produse high-end, le-aș spune eu, pentru că sunt foarte multe persoane care nu își permit produse atât de scumpe. Sunt foarte multe eleve care nu își permit produse atât de scumpe și mi se pare o variantă foarte bună pentru a testa produse, cât și pentru a le folosi, pentru că multe dintre ele au cantități destul de mari încât nu văd rostul să dau 60 de lire, 64 de lire pe acel ser de la Origins, când pot să-mi iau 2 luni să-mi fac comanda asta la fil unic și am serul întreg, la capacitate întreagă, cu toți cei 48 de mililitri, la un preț mult, mult, mult mai mic. Deci eu acum cu 16 lire 99 testez 5 produse, 5 produse destul de scumpe, care mi-ar fi scos din bugetul meu 50 ceva de lire. Și după cum vă spuneam, multe persoane nu își permit să scoată acești bani din buzunar și dacă, chiar dacă îți permiți, de ce să nu economisești? Nu văd nimic rău în acest lucru. Cam acesta a fost clipul meu de azi, sper că v-a plăcut. Va urma și un alt clip cu pachetul Pick and Mix, așa că stați aproape și apăsați pe clopoțel ca să fiți anunțați când voi posta și celălalt clip. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest clip și să apăsați butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă. Eu vă pup și ne vedem data viitoare. Pupici!